Un popor străvechi într-o țară străveche. Românii, urmași ai dacilor și romanilor, păstrători de viață și civilizație neîntrerupte în vatra vechii Dacii. De o parte și de alta a Carpaților, în Transilvania, Muntenia și Moldova, oamenii vorbeau aceeași limbă, aveau aceleași datini și aceeași lege. Mai târziu s-au așezat în Transilvania și alte neamuri care au conviețuit în bună înțelegere cu străvechii locuitori românii. Rânduielile acestui popor erau așezate și pașnice. Munca pământului străbun, dătător de roade, ridicarea vetrelor și cetăților, meșteșugăritul, ori păstoritul liber pe toți versanții Carpaților. După o vreme s-a ridicat împărăția habsburgică și a subjugat încetul cu încetul popoarele aflate de o parte și de alta a Dunării până la cotul Carpaților. Transilvania a fost și ea înrobită de împărații de la Viena. Imperiul avea putere și mai ales viclenie. Pentru a stăpâni și a aduna averi și bani pentru huzur și pentru războaie, căuta să învrăjbească popoarele, tulburându-le neîncetat obiceiurile, limba și legile. Din Transilvania, împărăția aduna aurul munților, grâul câmpiilor, lemnul pădurilor, truda meșteșugarilor. Pe vremea Mariei Tereza, în ultima parte a secolului al XVIII-lea, Viena și-a îndreptat pofta și spre bogăția turmelor de oi, aflate în mare număr pe ambele părți ale cingătoarei munților Carpați. Dar păstorii, locuitori ai satelor din jurul cetății Sibiului, au opus lăcomiei și forței imperiale spiritul lor de neatârnare și de apărare a drepturilor din veac asupra acestui pământ. Într-una din zilele anului 1778, împărăteasa Maria Tereza și-a plecat urechea spre vistiernicul ei, care a mai născocit ceva pentru ca aurul să curgă mai mult în sipetele de la Viena. Împlinind o datină milenară, ciopoarele de oi se mișcau într-o pendulare sorocită de anotimpuri, căutând hrana în pășunile și fânețele munților și câmpiilor, ajungând până la Dunăre și mare, întorcându-se iar în așezările lor din munți cu avuția sporită. Această mișcare ritmică, numită transumanță, i-a călit pe păstori, făcându-i cutezători, neînfricați și cu mintea ageră. Ei purtau prin tot spațiul locuit de români datinile străbune
credința din veac și graiul părinților, însușindu-și iscusința în negoți, meșteșuguri, revenind mereu la satele de baștină, unde îi așteptau ceilalți tovarăși, nevestele, bătrânii, copiii și mormintele strămoșilor. Cheamă la porunci, mă duc și eu. Ba să stai acasă. Vestesc adunarea pentru alegerea noului județ. Să-i veni și ție rândul, Nicolae. Acum, cu câte oi mi-a lăsat taica, nu mai suntem săracii satului, suntem în frunte. Așa că fă bine și nu te lăsa călcat de alții. Bine, bine. Vezi ăstele tale. Tu cunoști și drumurile la oraș. Mai rup și câteva vorbe în limba domnilor de la cetate. Ești scusit în treburile stânii, nu te dai îndărât de la greu. Ce tot meliți acolo, femeie? Am potrivnici mulți și tari. Alexa, mereu Alexa, că nu-l mai satură Dumnezeu. Vezi că feciorul Ilarie o tot fluiră pe Salomia. Îi arăt eu, Ilarie. Că doar nu o să mă încuscresc cu Alexa, să mă ține toată viața la o parte. Să mi te întorci jude, auzi? Salomie! Hai și noi. O să-i caduc eu un lemn. Parcă ai merge la nuntă, taică. Nu e nuntă, dar e zi grea, măcar că-i duminică. Tot pe dumneata te vor alege. Cine cunoaște mai bine acum rosturile satului? Oamenii vor să doarmă liniștiți. Am să fac loc altcuiva. Vreau să vă adun lângă mine pe toți la bătrânețe. Auzi, Ieronime, poate așa mai gătăm și noi cu drumurile astea. Soarta păstorului e să umble mereu. Din munte în baltă și din baltă în munte. Parcă taica sau moșul taica n-au luat țara în lung și în lat cât erau tineri. Așa, Ieronime, musai să le facem pe toate la vremea lor. Acum, grijile obștii trebuie să cadă pe umeri mai tineri ca ai mei. Așa ai zis și anul trecut. Și te-ai întors tot jude. Păi de mine n-are nimeni grijă. Dă și-mi o cămașă curată. Iar te întâlnești cu Salomia? Ilarie, lasă fata în pace. Între noi și taicăsu e foc? Focul ăsta mă lață țăvuță. Nu ne are la inimă nici ea, nici bărbasul. Scaunul de jude e pricină. Dacă taica nu-l mai vrea, s-o îmbuna el. Crezi? Cu branca nu poți ști niciodată pe ce drum să ieși. Dacă l-alegem pe el, se stinge focul și mi-o dă pe Salomia. Hai, toarnă. N-ai văzut ce-a făcut? După ce i s-a prăpădit nevasta din tâi, i-a promis Istinei cu ea și-a luat-o pe Vuța. Pentru turmele Vuței i-a părăsit-o pe Istina fără pic de rușine. Ia, nu vă mai băgați voi în casele altora. Să ne vedem mai bine de ale noastre. Satele păstorilor aveau o viață orânduită după legile unei civilizații foarte vechi, moștenite din strămoși. Oftea, asemeni agorei din vechea Eladă, își alegea juzii, la un anumit timp, dintre cei mai vrednici oameni. Se ținea seama de virtuțile lor dovedite în diferite împrejurări, de spiritul de dreptate, de înțelepciune, de larga privire asupra vieții, de hărnicie,
De pricepere în îndeletnicirea păstorească, de priceperea dovedită în sporirea averii obștii. În fruntea sfatului juzilor se alegea Marele Jude, cel mai vrednic dintre cei mai vrednici. Cuvântul lui înțelept era ascultat și urmat. El stabilea plecările în transfumanță, la munte sau la șes, după hrana oilor, stânele unde urmau să poposească vremelnic, târgurile la care duceau spre vânzare lâna, brânza și toate celelalte produse ale turmelor. El judeca pricinile dintre oameni și ducea vorbiri cu reprezentanții stăpânirii în privința dijmelor și a schimburilor de mărfuri. În fiecare primăvară dădea socoteală asupra faptelor sale, putând fi reales sau schimbat cu altul dovedit mai vrednic. Judele cel mare era oglinda obștii, cinstea satului, mândria acestor oameni liberi și muncitori, dar împovărați de nenumărate îndatoriri. Alex a udat cheile și răboajele. Alex au fost ales. Sfatul satului Vlașini a fost ales. Josie, în frunte cu Marele Jude Alexa, se îndreaptă spre casa obștii. Vor stabili treburile satului care rămâne pe loc și treburile turmelor care vor pleca în transcumanță. Poftesc casă cu grinzile mai sus. Aici, dacă nu bag de seamă, îmi spar capul. Uite la ce se gândește el. Ne trebuie nutrezi pentru vite. Cu ce să-l cumpăr? În loc să vindem lâna de la oi, ai băgat-o toată în țesături. Oile mele? Eu le-am adus de zestre. Ai adus oi. Dar ai adus și un copil. Ia, Gana. N-ai adus și tu o pruncă? Pe Salomie? Și tot pruncă și copila noastră, dochioară. Nu le trebuie zestre fetelor? Ce fac, fac pentru amândouă, Nicolae. Nu mai-mi tot scoate ochii atât. Că moarta fie iertată. Nu prea ședea la război să-i facă fietii zestre. Să nu te atingi de ea. A făcut ce a putut. A răpus o boală. Să nu-ți faci de lucru cu Ilarie, că-ți rup picioarele. Când mă întorc, mai vindem din țesături. Omului nu-i trebuie numai zdrențe. Astea nu, Nicolae. Sunt ale dochioarei. Mașteră mai ești. Acum mă duc, Musai. L-am lăsat pe Tănase cu oile. Îl știi ce împiedicat e șuntorogul. Rămas bun, taică. Rămas bun, Ieronime. Să fiți sănătoși. Să vă întoarceți la anul cu toate sporite și mulțumiți. Bine. Rămas bun, frățițule. La anul mă ieși pe mine în baltă.
Zi-i mânzului ăla că am luat-o înainte. O să mă ajungă el din urmă, că e mai tânăr. Nu te supăra, taică. Ilarie... Nu te osteni să zvonești acum vreo minciună, pentru că eu știu unde e. Tu, Salomie, peste 4 duminici vin iar. Și nu mai plec. Atunci ne putem vedea în orice zi. Maștera spunea că sunt doar o fătucă. Iar taica nu vrea să te mai văd. Parcă s-au vorbit. Și taica zice că e mai bine să te las în pace. Numai că eu nu pot. Și nici nu vreau. Lasă-mă, Ilarie. Eu sunt blestemată să fiu al nimănui. Tu, Salomie, vei fi a mea. Istinuță! Istinuță, sunt eu, deschide! Istină, tu, n-auzi! Istinuță! Mândru! Hai, moaie-ți inima! Ai greșit casa, Nicolae. N-ai ce mai căuta aici. Istinuță, ai uitat dragostele noastre. Tu le-ai uitat. Eu le port în inimă. Istinuță, tu ai fost și ești a mea. A ta e Vuța. Dragostea mea ai lepădat-o. Inima mi-e bolovan de piatră, în care dai cu securea să o spargi. Am închis în ea răni. Nu s-au vindecat. Lasă-le acolo. Întoarce-te la casa ta, la averea Vuței. Deschide, Istinuță, nu mă alunga ca pe un câine. Nu mă mai chinui. Ce-a fost între noi am crezut că nu o să aibă sfârșit. Ți-ai acoperit ochii cu pânză deasă. Nu m-ai mai vrut, nu m-ai văzut. Vuța mi-a luat locul. Cum ai putut să faci asemenea păcat? Mă iubești. Ești în stare să mă mai faci încă o dată de rușine înaintea satului. Istinuță, deschide. Vrei să-mi iei viața? Tu mi-ai luat-o. Dacă ai să-mi spui ceva, vorbește. S-audă tot satul. Eu n-am ce ascunde. Sunt limpede ca apa de izvor. Hai încoace să vezi ce n-ai mai văzut. Iar s-o legat branga de Istina. Din dragostea noastră, nimic n-a mai rămas. Nimic. N-are nevastă, ce mai trebuie? Eu zdrobi viața, fetii. Nu te întrista, Salomie. Dacă o fi și o fi, te duc peste munți, la frătițul Ieronim, care are turmă la Marea cea Mare. Vei cu mine? Vin cu tine, Ilarie, până la capătul lumii. Badea branga. Fu, Salomie! Cu bine. Te caut eu când vii la vale. Ihr seht also, die Lage innerhalb der Reichsgrenzen. Gespannt, würde ich sagen. Heinz van Herr Struhe hier. Die Leute gehen ihrer Arbeit nach in den Dörfern ringsum. Bitte. Die Abgaben, in der Hauptsache volle, treffen pünktlich ein.
Dafür beziehen sie aus der Stadt Werkzeug und Gewebe. Die Sachsen haben eines vergessen. Zum Schutze der Reichsgrenzen sind ihre Vorfahren hier angesiedelt worden. Jetzt brodelt es im Herzen von Siebenbürgen. Ganz unvermutet kann die Flamme hochschlagen. Ich bin da, es zu verhindern. Ansonsten ist die Stadt kaisertreu. Die Steuergelder gehen pünktlich und reichlich nach Wien ab. Nicht reichlich genug. Die Feldzüge des Kaiserreichs verschlingen und fordern ein Mehr an Geld. Heute sind die Weiland kriegerischen Sachsen Handwerker, Kaufleute. Sie hocken auf ihren Geldtruhen und verfetten. Sie werden mittragen müssen an der großen Last und Verantwortung des Kaiserreichs. Ich habe da eine Urkunde mitgebracht, eine bedeutende Schenkung. Ihre kaiserliche Majestät machen der Stadt 18 Berggipfel aus der näheren Umgebung zum Geschenk. Als Gegenleistung erwarten wir eine erhöhte Bereitschaft für unsere militärischen Ausgaben. Alle Berge ringsum gehören den walachischen Hirten. Wo werden sie ihre Herden weiden, wenn... Oder sollen sie von hier vertrieben werden? Nein. Sie sollen einfach eine Pacht für die Weide bezahlen. Die Schenkung ihrer kaiserlichen Majestät wird, wie ich befürchten muss, Undank ernten. Diese Menschen, ich kenne sie, sind wie ihre Berge. Sie werden sich schwerlich beugen. Zwang lehrt beugen. Wer ist für das Hirtendorf Vlaschini zuständig? Feldwebel Janek. Er ist auch des Walachischen mächtig. Lass er den Janek zu mir kommen. Euer Gnaden. Das Geschenk der Kaiserin ist ein Schatz, an den wir leider nicht herankommen. Wieso? Wollen wir die Weiden benutzen, brauchen wir nur unser Gewerbe zu tauschen. Und Schafzüchter werden. Einfache Sache. Sie werden uns die Nutzung der Weiden mit Geld oder Wolle bezahlen müssen. Für Ihre Berge? Sie gehören Ihnen nicht mehr. Die schlaue Kaiserin lässt sich von uns das glühende Eisen aus dem Feuer holen. So also. Wir schnüren den Hirten die Luft ab, sie schlagen mit ihren Knüppeln unsere Schädel ein und in Wien lässt man musizieren. Diplomatie. Wir müssen genauso handeln. Wir brauchen Wolle, denn Wolle ist die Quelle unseres Wohlstands. Euer Hochwohlgeboren. Meine Herren, bitte. Auzi? Caut-o repede pe Frida. Spune-i că sunt sus. Schnell! Frida, hai mai repede. Vin. Am sosit. Ah, domnul Feldwebel, să vă aduc ceva de băut? Acum nimic, frumoasa mea. Hai, deschide, iute, am o veste mare pentru tine. Nu știu unde e cheia? Hai, deschide o dată. Da. Frida, vei fi doamna mea, te fac doamnă! Fritchen, Frau Frida, îți va zice toată lumea. Vreau muzică, am o zi bună, scoate astea. Nu să-ți trai de doamnă. Nu vreau să te mai văd, slujnică! Îți voi cumpăra rochii frumoase de la Viena! Potolește-te, ce înseamnă asta? Vin de la trimisul Kaiserinei Maria Tereza, capitanul pe Tower. M-a chemat să-mi dea o misiune foarte importantă. Dacă reușesc să o duc la îndeplinire, mă va ridica în grad, da. Și mi se va acorda dreptul să-mi aleg garnizoana unde să lucrez. Ce spui, frumoasa mea? Unde vrei să mergem? În care parte a Imperiului? Am să-ți arăt mai întâi Viena, Praga, Bratislava, Budapesta, Fiume, Zagreb, peste tot te duc. Frida, nu te bucuri? Pe mine o biată slujnică la Han. Jumătate săsoaică, jumătate româncă. Uiți că militarii nu au dreptul să se însoare cu oricine. Frida, pe cuvântul meu de ofițer. Pentru că ofițer voi fi în curând. Tu o să fii nevasta mea orice se va întâmpla în lume. Ți-am jurat asta atâtea ori. Te știu eu, meșter, la făgăduieli și la vorbe frumoase. Frida, mă vizi tu! Ascultă! Hei, Frida! Unde-ai dispărut iară? E musai să cobor în Han. Să servesc clienții.
să le torn vin, să le șterg mesele, să le ascult vorbele lor nerușinate, să suport înjurăturile angelului. Îmi pare rău, dar trebuie să plec. Așteaptă. Să vezi cum îl pun la locul lui pe puturosul ăsta de angiu. Chiar acum îi spun câteva. Îmi șa de bine, nu? La Han m-ai cunoscut. Așa ți-am plăcut. Tot așa ai să mă uiți. Ai să găsești tu alta mai pe măsura ta. Eu am să mă mărit cu negustor. Sau poate cine știe. Poate chiar cu hangiul. Tot nu-mi dă el pace. Fridușco, lipsesc doar 3 zile. Mă duc în munți la Vlașin. Când mă întorc, o să fiu cu tine mai mult. Să fii cu minte. Bine, bine, lasă. Du-te în curte și bagă niște lemne pe foc. Hai, vino mai aproape, că nu te mânc. Uite, ți-am adus vina. Ia uite. Sim, să vezi ce lână de aur. De pe oile mele, de. Ia uite. Vezi să nu amesteci cu alta. Niciodată n-am încurcat nimic. Ce mi s-a adus, aia am dat înapoi. E o lână ca toată lâna. Ce te fălești așa? Asta le feștești tu. Dar nu orice fel. Roșu camacu să fie. Și asta? Vioriu, ca ochii fetei mele d'ochioara. Că-s pentru zestra ei. Ai auzit tu? Că dacă iese altfel, nu le iau. Așa să știi. S-o aduci la probă pe fătucă? Ce-a fost asta? Ce-i cu ea? Vorbe de femeie fără minte. Ia, Cana. Nu te năcăji, Stina. Unii oameni cred că făloșenia înseamnă minte. Dar nu înșală. Nu înșală pe nimeni. Asta-i. Să nu vă fie milă de mine. Știu să plătesc greșeala mea. Niculae m-a amăgit. Buța poate să mă batjocorească acum. E dreptul ei. N-are nici omenie, nici rușine. Asta-i. Ziua bună! Pe cine ați ales, jude? Pe Alexa. Doar știi și dumneata ce fel de om este. Așezat, vrednic, cu minte. Poate o-ți pofti, domnule. Ia și gustă. Bună! Grasă! Poboară, domnule. Îți facem o mămăligă, avem și lapte gros și sloi, mâncare vlașină. Spotolim noi foamea. Oi fi ostenit urcând până aici. Mulțumesc, am treabă. Pe unde merg la jude? Judele e sus în munte, domnule. Dar în partea aia, cine-i? Acolo-i Onea, peste stejerișe Branga, iar acolo în Valei Maniț. Și cât mai rămâneți aici? Așteptăm sorocul și mânăm oile în sat pentru numărare. Apoi le tundem și iar le urcăm când crește iarba. Bine, dau și eu o raită. Rămâneți cu bine. Ziua bună, Bade Zaharie! Ziua bună!
Ziua bună. O trecut ai cap aici? Trecut. De mult? Yeah. Aole. Păi, mă duc după el. No, stai. Păi găsesc eu de urmă. Da. No, mulțumim, fain. Ziua bună. Ziua bună. Lasă-i! Lasă-le că le număr eu! Tu du-te de le numără pe alealte! Bună ziua! Bună ziua! Frumoasă turmă! Aha. Sunt ale tale? Nu, ale obștii. Dumneata, n-ai nicio oaie? Am, cum să n-am? Alea de colo. Am o vorbă cu dumneata. Vino mai aproape. Poftești vreun mielușel, domnule? Aș avea nevoie de niște blăni, de oaie. Vreau să-mi fac o bundă. Te-ai urcat până aici să-ți alegi pieile? Găsești la oraș bun de gata făcute, domnule. Sașii sunt meșteri mari, ori cojocarii de la săliște. Eu poftesc să-mi aleg singur oile. Cu lână deasă, lungă, albă, albă de tot. Plătesc bine, un sfert de coroană pentru una. Păi la prețul ăsta ți le vând pe toate. Am trebuință de bani. Pentru o bundă mi-ajung vreo 7. Uite, aș vrea pe aia. Pe asta. Pe aia la altă. Domnule, oile astea nu-s de vânzare. Ți-am spus doar că s-a le obștii. Ce-ți pot da eu, îți pot da dintre ale mele, acelea unde se află tănase. Nu mă pot atinge de oile satului. Pe semne că n-ai nevoie de bani. Un sfert de coroană pentru o oaie e un preț cu care nu te mai întâlnești. Nu, eu vreau din oile astea. Și uite, mai pun 2 coroane pe deasupra. Cine să afle că mi le-ai dat din turmele obștii? Tănase. Îl iau cu mine să-mi arate unde-i judele Alexa. Am o treabă cu el. Ce treabă? Fac o inspecție. Întorc spre seară. Până atunci tai oile și îmi pregătești blănile. Să nu mă înșel. Uite, astea le vreau. Îți dau bani buni, îmi dai ce vreau eu. Fac mare păcat, domnule. Lasă, lasă, că ți-l ușurez eu. Restul, când iau pieile, de seară. Bine. Tănase! Stai, bă! Tănase! Nu te teme, domnule, l-am gătat. Primăvara-s flămânzi. Dau târcoale turmelor. La capătul pădurii îi un luminș. No, apoi, o țăr mai sus, îi stâna lui Alexa. Eu te aștept aici. Rămân să scot blana ursului. Am eu o socoteală cu el. Merg sănătos.
Oh, Alexa, nu-i pe aici? Au... A urcat sus, domnule. Da. Nu puteți fi acolo. Era cât pe aici să mă sfârșie ursul. Sluga lui, Branga, m-a scăpat. I-a dat în cap cu securea. Omul ăsta tănase s-a betejit și a rămas bâlbâit pentru că în tinerețe l-a strâns un urs în brațe. Abia l-au scăpat câinii și ceilalți păstori. A, era un flăcău de treabă și voinic. După asta nici o fată nu s-a mai uitat la el. Și a intrat slugă la Branga. Am văzut că nu e frică de nimic. A jurat moarte urșilor. Și de atunci o mântui destui. Când coborăți în sat? Vreau să zic când vă adunați cu toții la un loc. Peste trei duminici când numărăm oile și judecăm pricinile. Stăm cu toți în sat până la tunsul turmelor. Apoi urcăm la munte. Veți căpăta porunci însemnate de la cetate. Să le înfățișați obștii, domnule. Nu s-a abătut cumva vreun fugit din munții Apuseni pe aici? Știți că sunt rebeli și musai să-i predați stăpânirii. Până acum n-am văzut niciunul. Dar chiar dacă am fi văzut, n-am fi predat pe nimeni. Ca supuși ai împăratului, ar trebui să-i predați. Porunca e pentru toți. Domnule, fugarii sunt oameni de-ai noștri care nu de bine și-au luat lumea în cap. Și apoi fie că sunt de la munte sau sunt de la șes, sunt români ca noi. Valah, cum spuneți dumneavoastră. Cum am putea să-i predăm? Vreți să vă puneți rău cu domnii de la cetate, cu stăpânirea, cu împărăția? Nu, noi suntem oameni pașnici. Dar ne place să facem ceea ce credem că e bine să facem. Suntem păstori, dumneavoastră jandari. Fiecare cu treburile lui. Las că mai vorbim noi. Acum trebuie să vă las, că e lung drumul la întoarcere. Hai! Înapoi, cunosc drumul. O iau înainte, că mă apucă noaptea. Mulțumesc pentru urs. Am să te răsplătesc. N-ai ce mulțumi, domnule. Aș fi lăsat bucuros să te scarmene. Da, am eu cu ei socotel mai vechi. De cineva. N-ai nicio grijă, ocolesc satul. Ce am promis, dau. Ne mai vedem în curând. Cu bine. Cu bine. Să aveți grijă. Ianec are misiunea de a înfrânge împotrivirea obștii și e în căutarea cuiva care să-i deschidă pe dinăuntru poarta acestei cetăți de piatră, care e satul Vlașini. Îl găsește pe Branga, om harnic, dar dornic de înavuțire. Blănile vândute de acesta din avuția obștii reprezintă primul pas pe calea lungă a trădării, cale pe care i-a tras cu iscusință de Ianec. Ascunse în așa fel încât să fie ușor găsite de ceilalți păstori, blănile oilor din turmele obștii vor fi mărturii ce-l vor duce pe Branga în fața judecății marelui jude, îl vor înstrăina de sat și înrăi față de oameni, putând fi astfel mai ușor manevrat de omul stăpânirii imperiale. Bine că l-ai răpus. Blestematul, el a ucis oile din cioporul obștii.
care oi? Lipsesc vreo 7 capete. Cum să lipsească? Le-am numărat azi dimineață. Erau toate. Ai încurcat numărătoarea. Te-ai dat somnului și a intrat ursul în ciopor ca la nuntă. Nu e adevărat. Și să știi că ți opresc paguba din simbrie. Să nu te atingi de banii mei. Am muncit cinstit. Și cine să plătească oile, mă? Eu? Mă plâng la jude. Am eu minte puțină, dar numărătoarea știu să o fac. Dacă nu ești mulțumit de mine, găsesc eu altă slujbă. Ui, ce-am găsit, bă? Ce-i, mă? Nu. Astea sunt cu semnul obștii. Cine le-o fi ascuns aici? Vrea să arate poate că noi le-am furat. Ia, Leoneu, vom înfățișa pieile juzilor. Să judece ei cine le-a furat. Când ne știm, avem legi din rânduielile cărora nu putem ieși. Se știe că pieile oilor căzute în vreo prăpastie, omorite de lupi sau moarte de boli, trebuiesc întoarse obștii. Oile au pierit fără să lase urmă. Eu altă vorbă nu am. Eu cred că ai. Te-ai pus în mânie cu Branga. Juzii nu i-or da dreptate. Să-mi plătească. Am muncit cinstit. E omul dracului. Iar a început. Dovedește! O neapătoacă! Arată, Oneo, ce-ai găsit. Nu, nu-i nicio urmă de colț de sălbătăciune. Nioara o pierit, înjunghiată. Să-mi nu arată că oaia era din cioporul obștii. Spune-mi, Oneo, unde-ai găsit pielea asta? Sub un pietroi din vadul ursului. Or fost mai multe blăni ascunse acolo. Poți să-mi iei uneori. Nicolae! Iar s-a pus în clonț judele Alexa cu Branga. Dar păi nici nu-i de mirare. De când poftește Branga să ajungă măcar vătaf, dacă nu jude. Să ajungă jude. Ar împărți dreptatea cu pumnul. Pentru faptă necinstită, sfatul hotărăște să întorci obștei oile care au pierit și să facem mustrare aspră pentru purtarea ta. Îți cerem să nu bați gura în dreapta și în stânga, să rușinăm neamul nostru și să râdă alții de noi. Așa la mine. Vrea să mă facă de ocară. Dar să-i arăt eu lui. Duminică, ești la horă? Haide, spune. Salomie! Salomie! Taică. Vedeți? Feciorul judelui poftește la fata mea. Nu îngădui! Am să-i chem capul!
dafür zu geben, wie sie den Gehorsam ihrer Untertanen zu belohnen weiß, beschließt die Kaiserin Maria Theresia, dass 18 Berge, auf deren Weideplätzen die walachischen Hirten aus diesem Teil des Kaiserreichs ihre Herden hielten, von Stund an in den Besitz der Herren aus der Festung Hermannstadt übergehen. Auf die alten Weideplätze können sie ihre Herden nur dann treiben, wenn sie den Herren aus der Festung eine vorher bestimmte Pacht zahlen, die binnen 3 Tagen in Hermannstadt ausgehandelt werden muss. Ai priceput? Da. Poți să le tălmăcești oamenilor legea care a fost citită? Pot. Atunci iau. În 3 zile să vă supuneți poruncilor. Ce vreau de la noi? Zice că spre a da o pildă de cum știe să răsplătească ascultarea supușilor ei, împărăteasa Maria Terezia hotărăște ca 18 munți acoperiți cu pășuni pe care păstorești ciobanii valahi din această parte a împărăției să treacă din acest ceas în stăpânirea domnilor de la cetatea Sibii. Asta nu se poate! Nu se poate! Nu-i drept! Obștii, din satul Vlașini, îi se lasă spre folosință numai 3 capete de munți. Cei ce vor fi prinși că păstoresc pe vechile pășuni, li s-au luat turmele și vor fi dus să taie sare. Pot să mâne turmele pe vechile pășuni numai dacă plătesc arendă după învoială domnilor de la cetate. Învoiala trăbătomnită la Sibii în 3 zile. Pășunile au fost ale noastre dintotdeauna. Nu este putere să ne desfacă de ele. Nu ne lăsăm. Să ne bubuie cu tunul dacă poftesc. Liniștiți-vă, oameni buni, liniștiți-vă. Le dau sașilor pământurile noastre ca să ne punem vrajbă cu ei. Eu am văzut cum trăiesc domnii la Viena. Se scaldă în aur. Și aurul ăsta îl iau de la noi, de la Saș și de la celelalte neamuri. Acum a venit rândul nostru. Ne trebuie tărie. Ne trebuie minte să trecem cu bine încercarea asta. Așa e. Trebuie să chibzuim. Da. Trebuie să chipzuim.